is around. All I want is a day that you live around. Există în viață momente de care n-ai cum să scapi. Trebuie să bați la ușă. Îmi pare rău mie acum, da. M-ai speriat. Eu te-am speriat? Da, tu! De ce? Păi că... Că? Erai... Te-am... Eram. Da, erai. Gol. Nu spune că mi-ajunge că am văzut. Bine, îmi pare rău, data viitoare o să fac duș îmbrăcat. Ce? Hmm? Ce? Nimic. Mă gândeam cum ai arăta îmbrăcat în duș. Scuze, îmi pare rău, data viitoare bat eu la ușă. Frate, sigur că vrei să o țipă asta? Miroase nafta. Lină, mă, bă. Da, sunt sigur. Bă, da, e de tataie, mă, zic că trebuie să-ți iei drepturile de veteran, mă. Serios, mă. Băi, asta e cravata bunicului meu, Ivan Teodorovici Vasiliev. El a purtat-o și mi-a venit drept moștenire. Acu' e rândul meu să o port. Mă, dar poți să o țin buzunar la sacomă și o port pasta, uite, neagră, frumoasă, finuță, satinată, tot ce vrei. Nu, mă, asta o să-mi poartă noroc. Bine, tovarăși. Bă, mă sufoci. Mă sufoci. Da, singite. Băi, da, trebuie să port cravata asta toată petrecerea, gen? Da, tu ai vrut, tu înduri, hai. Auzi, dar nu putem să trecem peste faza asta cu pozele, că eu am așa fobie de cameră și plus să facă Dimache doar poze, că e botezul lui, nu e botezul meu. Și noi să stăm așa mai pe chill, pe swag, știi, relax. Hey, guys. Oh, mă, ce ai? Unde-i Cristi? Cristi, treci încoace! Aoleu, ce cu cravata aia de moș? Te-am zis. Cravata asta e cravata bunicului meu. Deci să nu te iei de ea, că te tund, cheală, definitiv. Stai, nu te agita. Ăștia să nu fermă adevărat? Da. Bă, habar n-ai ce-i fashion-ul. Hai mă, taci. Tu aia cum nu fer pe tine. Băieți, ea e partenera mea de botez. Am zis că de cu Bobo mai bine cu ea, nu? Și oricum e și prietenul meu cu Sara. Ce să fac, mă, pus mă țin? Mamă, ce cravată mișto ai, nu? Nu? Nu, mă, băi, asta e cravata bunicului meu, mă. Am primit o moștenire de la el. Băi, o să o poarte și Dimache, mă. O să o poarte stră nepoții lui, bă. Nu e cravata mea, mă, ea stră nepoților mei, mă, ești nebun. E cravată din coton egiptean adusă din străinătate, mă. Deci nu mai pot, am obosit să pun baloane, suntem stenuată. Ai pus 3 baloane. Atât de multe. Da, 3. Hai să ne odihnim. Haide. Ai pus bravo, hai. Băi, trebuie să vorbești cu tine. Bine, nu pot să mai amâni. Din punctul meu de vedere, asta trebuia stabilită înainte de botez. Da, știu, dar încă nu sunt pregătită să-i spun. Fetele, mai m-am gândit. Nu e bine. Deci, fără ornamente românești, nu e botez românesc. Dar... Adică nu avem un ștergar, o ceva, o năframă, o strachină. Păi nu avem, pentru că nu e botez românesc. Adică e fără tradiție? Da, îl facem așa, după sufletul nostru, cum... Vrem noi. Păi dar pe la micul l-ai întrebat că el e personajul aici. Nu l-ai întrebat. Încă bun. Nu vorbești. Meniu? E pe masă. Cu hamburger, mă! Și garbogazoase din astea și floricele? Păi de la făceți celulită toate. Gata.
Te rog frumos. Botezul fac cum vreau eu, bine? Băte, eu am vrut decât un sfat să vă dau, pentru că am organizat nenumărate evenimente. Da, mulțumim foarte mult, dar lasă-ne pe noi să organizăm. Tu ești o invitată, trebuie să te simți bine, să te distrezi. Păi cum să mă simt bine dacă nu e cu tradiții românești? Cum? Încearcă să fii și tu mai la lazi, ca noi toți. Hm? Mai la lazi? Mai la la, da, mai. Eu o să încerc, dar dacă promis că îmi pui o sârbă la un moment dat, să o dansez cu Naia. E mai bine așa? De ce ești ironic acum? Mă faci să mă simt... Da, mă, gata, am glumit. Zi pe bune, e bine costumul ăsta. Mai bine fără? Ce? Nimic. Ce ai zis? Nimic. Zici cumva că e mai bine fără? Nu, nu. Am zis că e mai bine fără cravată. Nici nu puneam cravată. Da, păi asta ziceam, că e bine așa, să nu pui cravată. Rochia mea, nu vine să cred că am uitat de ea. Trebuie să plec altfel. Nu mai găsesc acolo. Te-am pupat. Pa! Lasă-le. Ți-am pregătit lucrurile în dormitor. Imediat. Ai plâns? Nu vă ceapă pe aici. Traian. Mă duc să mă îmbrac. Dar ce s-a întâmplat? Botezul ăsta. I-am adus aminte de fetița mea. Păi, și te duci cu clăbucea pe mâini că murdărești prin dormitor. Ești mâncat, mă! Ești mâncat, am zis! Băieți, e târziu! Stai, mă, încă un pic să-mi treacă și mie emoțiile, te rog. Hai, mă, joacă, mă! Ce emoții, mă, frate? Botezul copilului tău! Păi, ești nebun, mă! Zici că botez în fiecare zi! Bagă, bă! Ia-o pe asta, mă! Păi v-ați uitat, mă, la ceas! Da? Păi și? Nu mai veneți sau cum? Păi Dima, Sasha dormea și n-ai vrut să-l trezești, că... Eu n-am vrut să-l trezești? Tu? Păi să nu l-am lăsat să doarmă, să aibă mintea limpede, să și nu-și uite speech-ul, știi? Băi, atât aveai de făcut să-l îmbraci, să vorbești cu preotul și să verifici pregătirile de la cafenea, atât! Păi nu erați voi acolo? Băi, trupa! Eu zic să nu ne agităm. E botez, trebuie să fim fericiți. Plus că vorba lui Dima, nu botez zilnic, Monica. Nu botez zilnic! 10 secunde aveți până când părăsiți acest apartament. Începând de acum. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, jumate. Hai, gata, plecăm. 1! Pa, acasă. N-ai uitat ceva? Auleu, îl iau eu acum. Dimache, ești gata, bă? Te omor! Uite, mă, cât de drăguț sunt împreună, mă. Mie îmi spui, ia să stai tu cu ei. Asta. Asta pentru că ești tu dezorganizat de... Și tu cum ești? Convici pe mami să mă lase să-mi iau roboței? Da, vreau și eu să-mi iau păpușile, chiar dacă sunt multe. Matei, Alice, hai merge să mâncați și facem bagajele după. Hai. Cum rămâne, Filip? Vii cu noi?
câteva ore să te gândești. Dacă rămâi, te poți baza pe mine până la capăt. Ce e cu liniștea asta? De ce liniște, nu? Nu simțeai tu nevoia să intri pe muzică de lăutar frumos, cu animație, cu... Ba da, nu e. Ok, nu mă bag, vă știți. Poți să mă schimb și eu la tine în camera? Da. Mersi. Atât. Am negociat. Să știi că mi-a forțat mâna. O să-ți dăm o sârbă. Decât una? Da. Deci nu. Ori o sârbă cap-coadă, cum a fost scrisă ea de la născare, de 15 minute, ca să pot să mă desfășor, și două de inimă albastră, ori deloc. Dar dai cu subsemnată că așa rămâne? Păi nu râde, mă, că dacă omul vine la petrecere, n-are tradiție românească, n-are meniu românesc, n-o să face nici bani românești în plicul ăla pe care îl pui pe masă, s-a înțeles? Așa că de aici încolo e misiunea ta, convinge tu. Bună! Dă-zica! Deci te-ai hotărât? Vrei să fii prietena mea? Nu-mi cere asta acum, te rog. Doar acum e momentul să află toți. Tu vrei să-mi distrezi eu? Sau? De ce ți-e frică? Dar nu mi-e frică. Chiar nu mi-e frică, dar am responsabilități. Sunt mamă singură și chiar trebuie să am grijă. Deci nu înțeleg de ce te grăbești. Pentru că n-am mai întâlnit pe nimeni ca tine. Ești tare drăguț, dar trebuie să înțelegi și să respecti ce îmi doresc și eu. Ok? Bine. Merge sutienul negru la asta? Merge toate culorile după gustul meu. Acum nu știu la tine, care e, cum te gândești tu. Nu, știu ce fac. Pun sutienul roșu. A, bravo, pasor tău și mai bine. Ai gândit bine, exact. Bravo. Ajută-mă să-mi scot și ăsta. Te rog. Anca, ești aici? Nu știi, ești resimțit? Nu știi să bați la ușă? Am învățat de la cei mai buni. Hai, mă, nu fii ironic. Ai văzut ceva? Nu, nu. Am și o întrebare. Pe parcursul a cât timp a crescut ei atâta? De cât am întrebat acum? M-am uns cu usturoi cu pătrunjel? Hai, Traian, odată! Haide, Traian, că au sunat copiii. Trebuie să ne grăbim. Haide! Hai, hai, Traian. Nu pot. O să fie bine, o să vezi. Bine. Hai. Ai încredere în mine. Dacă eu îți promit că o să fie bine. Hai, trei, te rog. Nu pot. Cu fața asta o să-i întristez pe toți pe acolo.
Eu trebuie să mă duc. Du-te. Dacă te răzgândești, te așteptăm, da? Ești binevenit oricând. Sunteți alături de noi într-o zi atât de specială. Mulțumim mult! Da, da, așa, banii vă rog frumos la mine și cadourile la Nașu. Și banii tot la Nașu, fără nicio problemă, fiți liniștiți. Da, glumit. Vă rog mult, cu e foame să ia, uite, am pregătit aici un bufet suedez, special pentru prietenul nostru suedez, care, din fericire, nu e aici. Bine, te rog. Da. Așadar, distracție plăcută și poftă bună. Dar, înainte de asta, am și eu un cadou pentru voi. Și cred că ăsta este momentul cel mai bun să aflați despre ce e vorba. Ce e acolo? Să vedem. Prin prezenta se confirmă... Ce? Pe bune? Citește. Mamă, Ioana... Prin prezenta se confirmă că brandul La La Band aparține Raluca-i Dumitrescu. Amalia și-a dat seama că mai bine așa. Yes! Ole! La La Band! Nașu vă dă liber la mâncare! Nu vreau să cred. Nici mie. Dar cum a acceptat Amalia asta? Mai contează? Asta și e. Păi, bine că suntem o trupă iar, nu? Aaaa! Chiar e o zi specială. Ia uite, Timache. Ia uite la bedă aici. Așa, tocmai ce l-ai botezat. Lasă-mă cum o fi să vă trăiască. Să vă trăiască. Auzi-mă? Dar eu sper că nu să mă pui în fiecare să zic Nașu. Numai, deci m-am gândit și la asta, treaba să în felul următor. Aha. Când nu vrei să-mi spui, nu-mi spui, dar atunci când simți nevoia să-mi spui, Nașule, mă asculți? Da. Îmi spui, Nașule, că eu m-aș simți mai bine, înțelegi? Sau Naș. Da. Sau. Bine? Îmi place foarte mult că suntem toți. Uite, ok. Hai, să ciocnim. Hai, să ciocnim. Ce faci, mă, întâi și tu? Să trăiască Dimache! Sașa! Tocmai ce l-ai bătezat, Sașa! Mami, da. Auzi, dar chiar nu poți să-mi iau toți roboții? Ba da, iei, du-te și împachetează-i. Dar nu poți să faci toată asta, că-s mulți. Eu nu vreau roboți. Uite, eu știu franceză. Bonjour, madame, bonjour, monsieur. Bravo. Vezi, știu. Bravo. Mami, dar chiar o să stăm toată viața în Franța? Nu o să ne mai întoarcem în România? Nu, o să stăm o perioadă la prietena mea și după aceea plecăm în America. America! E mai frumos la Paris, fără! Alice! Scuze. Nu mie, îți cer scuze lui. Scuze. Tata, de ce nu și-a făcut bagajul? Du-te și împachetează. S-a întâmplat ceva? Ce să se întâmple? Păi, de ce stai spate în spate? Pentru că... eu vreau să vorbesc cu profa. Cum? Ce faci, profa? Bine, tu? Bine. Și eu vreau să vorbesc cu bunicul. Ce-a făcut? Vreau să vă întreb ceva. Trenelu, ce face? Nu mă întreba. Opa, a călcat pe un bec, l-ai pus la colț? E necăjit că și-a adus aminte de fetița mea. E acasă? Auta, tu nu crezi că te integrezi cam repede?
Te referi la mine și la Cristi? Îmi plac ăștia foarte tare. Stă liniște, suntem doar amici. Ce glumiță faci! Dar uite, știi care chestia? Fața cu Cristi și cu amiciția e că implică foarte multă interacțiune fizică. Aha. Foarte multă. Și? Ce e rău în asta? Păi asta e chestia, că el e rău. Ce faci, Sara? Socializez, Cristi. Socializez pe dracu. Ai un scandal? Eu. Ce ce-i cu tine, pe bune? Hai, lasă așa. Păi așa o să o las exact cum mi-a picat. O să fii dezamăgită. Ți-a arătat că ce că vezi, doamne. Dar nu, e nebună și geloasă, îți dai seama, e... Hai să-ți arăt la baie. Hai. Auzi, Bobo? Poți să-ți spun Bubu? Păi, de ce să-mi spui Bubu? Păi e complicat, adică... Nu știu, nu poți să te memorezi, înțelegi? Eu mai cunosc un Bubu, știi? Și mi-ar fi mai simplu. Păi vrei să mă memorezi? Da, dă-mi numărul tău de telefon. Auzi, da, cu căsătoria noastră cum rămâne? Așa. Cum așa? Așa, nu-i frumos? Trebuie să-i spunem în afară, mă întorc repede, da? Ok. Nu te duci după aia? Nu, de ce? Să nu spui că n-ai văzut că a primit un mesaj. Ba da, și? Și nu te mănâncă? Wow, te-ai maturizat. Numai asta nu. Băi, cum să te mănânci și în panie copilului? Să nu se învețe cu greu de mic. Doamne, dă-mi mie, hai. Haide, hai. Hai, hai să așa la mamă. Haide, iubitul meu. O, mășică. Hola, amigo! Ce nuică? A, vei și eu pe la tine. Te-a trimis Mara? E. Să vii să mă smulgi de aici? Nu. Au venit așa, de drag. Provocările paranormalului. E bună? Soldat, scopul de rata vistei. Hai, repede. Da, frate, ce mă e așa? Ce a făcut? A trecut pe roșu la barieră? Nu, mă, dar vreau să stau de vorbă cu mine. Ai auzit de faza asta? Mă lași? Nu. Vreau să zic ceva. Ce să-mi zici? Că-s prost? Nu. Că nu-mi văd de viață? Nu. Că mă gândesc la trecut? Nu, frate, ce ai? Te iubești, te respect. Așa e iurea în tramvai? Păi nu ai iurea în tramvai. Hai să zic. Ești mai tare ca mine. Da? Că ce-am făcut eu... Eu m-am suit la volan și am călcat o blană, asta am făcut eu. Așa și? Că-s prost, nu înțeleg. Ai și un copil. Ai. Tu? Da, eu. Dar eu când s-a terminat benzina, m-am cărat. Aia am făcut. L-am lăsat cu măsă. Concita o chemă. Spaniolaică? Da. Fiii mei nici nu știe cine-i tasul. Uneori mă simt de parcă l-am omorât. Bă, tu ți-ai lăsat copilul cu măsa și ai fugit, nu? Am făcut-o pentru el. Da. M-am gândit că e mai bine pentru el. Asta. Da, mai bine pentru el. Mai că s-a mă iubea. Dar toată familia ei îmi stătea pe cap. Mă urca pe pereți, înțelegi? Nu mă înghițea de nicio culoare. Din țigan nu mă scoteau. Gitano. Bă, ai făcut-o pentru copil? Pentru binele lui? Binele ăsta o să se întoarcă. Pă bune? Nu înțeleg. Ia stai tu. Nu cred că mai avem ce să ne spunem. Cel puțin în particular. Pentru Sasha. Știi și cum îl cheamă?
Să știi că asta ar trebui să-l dai părinților, nu mie. O să plec. Ok. Plec. Dacă vrei să-mi spui, nu mă supără. E de la Filip. Bănuiam. Tu știi că a venit să-și ia la revedere de la noi. Definitiv, da? Am insistat să fie așa. Uite ce frumos se pupă nașii. Hai să ne pupăm și noi. Hai. Hai, mai bine bagă-mi piscot, hai. Bravo. When it's a real girl. Ce? Ce? When it's love you give, I'll be your man of good faith. When it's love you leave, I'll make a stand, I won't break. I'll be the rock you love. Uno, doi, trei, și... Cine te-a invitat, mă? Calmează-te, vorbește frumos. Băi, ești afară, că te-a la șuturi! Eu l-am invitat. Și dacă te deranjează cumva, îl rog frumos să plece. Lasă să rămână. Hai, bagă și tu ceva în gură. La la ben, la la ben, la la ben, la la ben. Execută. Hai, mână! Măzlină, fie. Trage pe dreapta. Am prins-o, praf o fac. Așa-i trebuie. Fă-o, Feli. Bă, nu vorbi cu fă, că nu-i frumos. Nu mai gata, nu mai. Al câtele? Al nu știulea. Mi-am pierdut socoteala. Ți-ai pierdut socoteala? Asta e ceva foarte grav. E cel mai grav, Doamne ferește. Ha, ha, ha. Excesul de sare dăunează. Grav, hai sănătate. Mi amor. Ai ce razma? Traian, dar ce e cu tine? Da. Ești bine? Da. Da? Sunt foarte bine, dar sunt și foarte bad. Nu știu cum să... Ce vrei, mă? E paranormal! Aolea! Haide, bine, sărbătoare, urmă! Nu e ăsta evenimentul! E zi de sărbătoare. Domnul a făcut minune mare. Rar îți este dat să vezi o familie fericită care azi e împlinită. Astăzi ne mândrim cu cel mai mândru dintre copii. Căcing! Ahaha, da! Suntem ursișoare și umblăm în lumea mare. Copiilor să le ursim, lucruri bune să împlinim! Cestită adunare, preacurata sărbătoare, să vă aducă bucurie și în viață fericire, sănătate împlinire! Suntem ursitoare și umblăm în lumea
Bacăul! Să-l duc în văzduc, să-l ascunde soare, să-l fur părinților și să-l fac slujitor! Unde? Tu! Tu, spurcato! Mama pădurii ce ești cup! Peruca asta de proastă calitate! Ce cauți tu aici? Nu-ți este rușine să vii să furi prunci și să-ți bagi joc de tinere fecioare? Care fecioare? Că nu mai e nicio fecioară! Tu! Tu! E supărată că nu mai suntem prietene? Eu cu tine? Păi, tu fugi de aici și ferește-te de mânia mea! Au! 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 Dă-mă și tu prin bolii cu sora! Au! Hei, auzi? Asta e pentru că ai venit cu sora la botez. Hai că asta i-a făcut și lusaj. Au! Am copii și frat! Dar cu mine și rămâne! Nu acum e evenimentul ăsta! Așa scrie niște foaie! Dar nu acum! Zic că a dormit. Nu, că n-a dormit așa ușor. Poate ce e bolnav? Dar poate că a tras și la măsa acolo, l-a luat s-o micu. Da, niciodată. Cap ăsta, micu. Nu, că te auzi. Taci, mă, sigură, taci. Oh, taci. Taci. Toată lumea a depus bilețelul în bol și este pregătită să înceapă începerea jocului? Da! Da! Mai cu Vlagăl? Da! Hai, frate, te rog, eu pot să joc și eu. Eu sunt nașul, nu frate. Și da, te las să joci cu o singură condiție. Și o paranteză chiar. În primul rând, paranteză. N-ai spus mersi că te-am adus aici să te distrezi cu noi și că nu te-am lăsat să faci nanii de prânz acasă la Mara? Bine, mersi, mersi. Mulțumesc, se spune. Mulțumesc. Bun. Și condiția... Da, te las să joci, dar... Așa. Ce auzi aici, aici rămâne, bă, băiatule. Gata, șeful. Bine nașul, nu șeful. Nașul, bine nașul. Bun. Și puștule, să scrii cu majuscule, să înțelegem și noi, da? Bravo, Cristi. Recapitularea regulamentului! Începem. Bun. Fiecare participant la joc este obligat, atenție, obligat, să scrie pe bilețel o singură dorință adevărată și realizabilă, care se află adânc în sufletul lui și care, atenție, atenție, nu trebuie să fi fost mărturisită niciodată celor din jur. Și ca să condimentăm puțin jocul în stil la-la, fiecare dorință va fi citită și analizată din punct de vedere emoțional cu voce tare!
început. Trebuie să spui de la început asta. Nu mă interesează, regulile sunt reguli și nu vor fi respinse. Ia mâna! Să risc pe aia, ia mâna! Ia mâna! Vreau să schimb, vreau să scriu altceva. Nu ai voie să schimb. Singurul care schimbă regulile sunt eu. Nașul. Să înceapă jocul! Ia mâna! Cine începe? Nașul se gândește, nașul se gândește. Monica. Ok. Să am o prietenă. Asta e simplu, e Mihăiță. Mă, nebunule. Nici o problemă. Dacă nu este Mihăiță, este Bobo. Da, eu l-am scris. Și dacă este Bobo, va fi imediat eliminat și descalificat. Și eliminat și iarăși descalificat. De ce? Pentru că în regulament spune așa: fiecare dorință trebuie să fie neîmpărtășită celor din jur. Așa că tu ne spui asta în fiecare zi, boule. Da, eu zic mai bine Bobo să schimb profesorul, că e clar că nu doresc să Cea mai râs, Sara. Cea mai râs. Pentru că ne-am confruntat cu o situație ieșită din comun. Eu, nașul, voi lua următorul bilețel. Mulțumesc. Stop! Să fac dragoste pentru prima oară. Jucăriile și le duceți la mașină. Dar tati n-a venit. Ce facem? Plecăm fără el? Matei, ce-am spus eu? Eu ascult pe mama. Hai, măi, taci. Mami, e văzut, m-am bătit! Măi, ce aveți? Vă e foame, vă e somn, ce aveți? Ce-i cu voi? Ce facem, doamna Amalia? Mai așteptăm? Ne ducem bagajele la mașină. Asta-i Cristi. Ce ai mai ești amnezică? Sunt schizofrenică prostă. Bravo. Ok, eu l-am scris. Gata, cum știți toți. Vezi ce-mi faci, fratelo? De fapt, nici n-ar trebui să-mi fie rușine. E ceva normal. Ok, să trecem peste acest moment stânjenitor și să tragem următorul bilețel! Cine a fost să tragă? Să-mi pun cercel. Unde? Nu eu, așa scrie pe foaie. Și unde? Ok, cine? Deci cine? Eu eram, că nu mă lasă mare. Să vezi ce cercel îți dau eu peste bot. Mai cercei vreau să visezi. Ai grijă că dacă super nașa, prin alianță super nașul. Da. Adică eu. Ești conștient? Relativ. Mulțumesc. Bine, poți să trag eu? Trag eu. Bobele! Poți să trag altul? Nu! 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 Citește-l. Mamă, dar e simplu. Citește-l. Citește-l! Acum. Să mă mărit cu Andrei. Dar nu te bucuri? Nu vezi că e mult de bucurie? Da, văd. Următorul bilețel! Câtă veselie! Să-mi văd băiatul în fiecare zi. Da, e din mai simplu. Hai, next! Îmi doresc ce-și dorește și ea. Asta e plăcut! Plăcut!
trei gemene. E bună? Da, Cristi, ce-și putea dori el? Adică, mă, trei gemene. Dar ce vrei, mă, să scriu triplete? Ia. Așa, bun. Să fac bani cu studio. Bă, eu cred că o ducem prea departe cu jocul ăsta. Hai să uităm la un film. No! A judecat! Nu! No! Nu. Că abia acum a început să-mi placă. Mă gândeam și eu că după ce am trecut prin atâtea și atâtea, o să fiu și prin dorința ta. Păi și nu ești? Unde? Cum unde? Am zis că vreau să fac bani cu studioul ca să am o familie cu bani. Și unde scrie asta? Păi nu scrie, dar se deduce, nu-i logic. Da, foarte logic. Adică orice om care are o iubită, da, care se respectă, normal că vrea să facă bani ca să... Ca să ce? Ca să ce? Ca să ai pe grijă de ea, adică... În ce sens ar putea să ai grijă de ea? Să-i oferă fericire, tot ce sporește. Ok, următorul bilet, Tomele! Totul sau nimic. Cum adică? A, e simplu, mă, asta-i sara. Da, deci ultimul bilețel. E gol. Nu e gol. Uite că scrie ceva acolo. E un punct. Păi și tu n-ai scris nimic? Eu sunt mamă. Ce pot să-mi doresc mai mult? Fița ta, nu erai tu aia care își dorea o carieră? A, eu n-am voie să realizez care sunt lucrurile cele mai importante din viața mea. Bă, tata, nu mă așteptam să... Stai liniște că am trecere în căsătorie. Și oricum n-ar trebui să fac eu asta. Serios avem discuția asta? Serios? Stai departe că nu-s supărat. Hai. Nu că sunt supărată. Bine, de bun. Dar ce supărată sunt. Și ce trebuie să fac asta? Nimic. Hai, lasă-mă. Nu. Ai luat toate lucrurile? Da. Sigur? Sigur. Hai, spune-i pe-alea tati. Da, tati. Scuze. Da, a fost un botez frumos, nu? Da, chiar a fost frumos, să știi. Pa, sigur, tati. Nu vrei să te conduc? Sigur, stai liniștit. Pa! 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 Hai. Monica, stai, ți-a căzut asta. Să aflu cine e tatăl lui Sasha? Păi nu sunt eu tatăl copilului? Se spune că dragostea face totul posibil. Another day. Mă rog, în practică e puțin mai complicat. Foarte frumos că ne dorim același lucru. Mă rog. Știe tot la Band? Îmi pare rău. Nu aveam de unde să știu că o să se ajungă atât de departe cu jocul ăla tâmpit. Să știi că a fost un moment memorabil. Da, mai ales pentru mine. O să-l țin minte toată viața. Anca, știi foarte bine că nu trebuie să faci nimic dacă... Îmi doresc să se întâmple. Chiar îmi doresc. I wanna grow old.